Salut, camarazi! Uite, ca tot creștinul, am pus și eu ceva de... Am gătit aici, că pe la 12, când m-am întors acasă, mi-era fomiță rău și am băgat la repezeală doi cârnăciori de purceluși, de porcelino, gustoși de brau, de... M-am lins pe dește, m-am lins, erau de aia de țară, făcuți la meserine, de Paula, femeia care mi-a duce de la din județul Giurgiu și am renunțat, nu mai fac fasole azi, o să o fac mâine. Am făcut o ciorbă cu zeamă de varză, legume și cu am luat o căpățână mare de pește și două mai micuțe. Și am făcut și o mămăliguță. Am aici ciorbică de pește, stai să vede, nu prea se vede, stai că întorc camera. Stați aici ciorbica de pește. Și aici am căpățâna de pește. Așa, și aici am băgat și o mămăliguță. Deci, vorba aia. Dacă murim, să murim sătui. Am o jumătate de castronaș de ciorbică de legume și cu, varză, cu zeamă de varză. Am o căpățână de peștișor și am o porție bună de mămăliguță la meserie. Știți, acum am făcut-o, e caldă. Mănânc și eu, nu e o masă bogată, dar e o masă sănătoasă. Vă recomand și vouă să faceți câte o ciorbică de legume și cu căpățân de pește. Aia căpățunile sunt bune și ciorba de oase de porc e sănătoasă, e bună la sistemul imunitar. Așa, în rest, mai am 3-4 mere ca desert. Mi-am luat și eu un pic de vin, am băut și o cănuță. Diseară, când termin treaba, mă relaxez, îmi pun și eu un film la computer să mă uit, mai beau o cănuță de vin cu miere, iar că așa beau eu cu miere. În rest, mi-am luat și tărâțe, mi-am luat o jumătate de kil de tărâțe, uite, vă recomand și vouă. Tărâțe sunt foarte sănătoase. Când faceți, indiferent ce gătiți, ciorbă, tocană, pune și o lingură de tărâțe, sunt foarte sănătoase, știți? Au multe vitamine și după aia sunt foarte eficiente pe tractul digestiv și pe toate mațele, care, intestinele care le avem până înăuntru. Deci dacă sunteți la masă, vă doresc și vouă o poftă bună, e aproape 5. Asta e masa de seară, cred că nu mai mă. Dacă mi-o fi foame, mai prăjesc două felii de pâine cu ulei, știi? Hai că v-am pupat să aveți o zi frumoasă. Pa, camarazi!